ministru, doamnelor și domnilor, în ultima perioadă, situația epidemiologică privind gripa pandemică în lume, în special în țările din apropiate vecinătate, dar și în Republica Moldova, a evoluat vertiginos, impunând aplicarea unor măsuri suplimentare de control, diminuare a consecințelor gripei pandemice. Situația la moment în lume. Până la data de 1 noiembrie 2009, în 164 de țări ale lumii au fost înregistrate 442.000 cazuri de îmbolnăviri prin gripă pandemică, inclusiv 6.051 decese. La nivel global, majoritatea cazurilor de îmbolnăviri continuă să se înregistreze printre adolescenți și adulți tineri, cu rata spitalizării mai mari la copiii de vârsta precoce. În Ucraina, sunt înregistrate 1.120.000 cazuri de infecții respiratorii acute și gripă, inclusiv 189 cazuri de deces. În Republica Moldova s-au înregistrat 467 cazuri confirmate de gripă pandemică din 990 cazuri suspecte la ora 8 dimineața astăzi și au decedat 4 persoane. Peste 60% din cazurile confirmate de gripă pandemică au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Cazurile confirmate de gripă pandemică sunt înregistrate în municipiul Bălți și 27 de raioane, orașele Tiraspol, Bender și Dubăsari. 28 instituții de educație și de învățământ de municipiul Chișinău, 8 universități, 9 licee, 6 colegii, 3 licee profesionale, o grădiniță, un centru de plasament, s-au înregistrat 60 de cazuri de gripă pandemică confirmate. 3 cazuri s-au înregistrat în grădinița din satul Răscăieț, raionul Ștefan Vodă. 5 cazuri au fost înregistrate la lucrătorii medicali. 44 de cazuri confirmate de gripă, procente cazuri confirmate de gripă pandemică au fost înregistrate la femei și 56 de cazuri la bărbați. Asta e la noi în țară. Conform unor date, creșterea medie anuală a prețurilor pentru medicamente la nivel mondial constituie circa 8%. În Republica Moldova acest indicator constituie în medie 5,36% anual. Însă în ultimii ani au avut loc două salturi a indicului de preț. În 2006 a fost 23,37% și anul curent, pentru 10 luni ale anului curent, 13,57%. Încălcări a regulamentului de formare a prețului, practic, nu se depistează. În același timp, sunt inexplicabile unele cazuri de majorare a prețurilor, cum ar fi astăzi, creșterea cu 288% a prețului pentru Lemantadina. Creșterea prețului pentru măști de la 1 leu la 19,80 lei. Însă aceasta din urmă creștere este în legătură cu apariția acelui ecran protector pentru ochi, care este clar că nu costă cu atâta mai mult. Deci noi trebuie să orientăm și populația, cetățenii noștri, ca să nu confure anume, din cauza acelui ecran protector pentru voi, un preț exagerat. Eu aș încerca să fac o adresare pentru combaterea acestor fenomene pe care le-am numit negative. Ca toți cei care activează în domeniul respectiv să știe că urmează să verifice foarte, foarte complex modul în care se formează prețul la medicamente. Și dincolo de prețuri, mai este vorba, stimate domnule vicedirector general, și de calitatea medicamentelor care sunt pe piața noastră farmaceutică. Că punem oamenii în situația să consume cretă și să trateze cu metode de astea autosugestive. Dacă doriți să vorbim. Și eu o să mă adresez la centru și la alte instituții să verific, în primul rând, instituția în care activați dumneavoastră. Pentru că nu vă faceți meseria. Și inclusiv la achizițiile publice. Care așa foarte, foarte ușor. Totul este perfect. Numai nu știu de ce este atât de perfect, dar prețurile sunt cele mai mari. Circulăm foarte mult. Semnez săptămânal de pasări pentru diferiți conducători, diferite ramuri. Mai dați prin farmacie și o să vedeți care sunt prețurile în Europa. Și o să vedeți de unde și cum se procură medicamentele și de unde le importăm noi. Să face business pe tot ce doriți, domnule, în țara asta.